Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, vă spunem tuturor, care e cea mai bună activitate fizică? Așteptăm mesajele voastre, WhatsApp 0728 111222. Toată lumea vorbește de cei 10.000 de pași făcuți zilnic, însă se pare că e un mit. Am prieteni și pe Facebook, își postează activitatea zilnică și sunt fericiți când au depășit 10.000 de pași. Și pe Mirela Retegan am văzut-o că își face cei 10.000 de pași și postează atunci când reușește să facă lucrul ăsta. Se pare, Luca, că totul e un mit. Un profesor de la Harvard, care a studiat evoluția exercițiilor fizice, deci un cercetător englez, practic, da, a avut curiozitatea să vadă ce s-a întâmplat de fapt și a descoperit că totul ni se trage de la japonezi și de la o campanie publicitară pentru un aparat de numărat pașii, care se nume, i-au spus ei Mampokei, care înseamnă contor de 10.000 de pași. Okay. Și au vândut aparatul respectiv, ăsta s-a vândut foarte bine și de atunci au rămas ăștia 10.000 de pași, însă se pare că sunt suficient și 7.000-7.500 în fiecare zi, așa că nu e neapărat nevoie să ajungem la cei 10.000 de pași. Zim ce ai găsit printre mesaje. Ce pot să spune că ascultătorii noștri fac sport ca la Balamuc? Nu-mi spune. Da, ia sunt... Avem o groază de exemple, încep să vă citesc din ele așa. Activitatea mea fizică este tenisul cu piciorul. Suntem un grup de vreo 9 băieți care ne strângem o dată la cel puțin o săptămână și jucăm câte 4 ore intens, ne spune Georgian din Târgoviște. Cristina din Reșița ne spune că își mătruia la în casă și muncitul în grădină. Sunt secretele ei în ceea ce privește mișcarea. Da, mă, dar nu-s deloc plăcute. Serios, asta e ca... ca bicicleta la sală. Păi da, dar bine plăcut cu utilul, cum faci treabă prin casă. Când faci și mișcare, rămâi și cu ceva efectiv. Păi și ce să faci în casă? Ce aș putea face? Aș putea să dau cu aspiratorul, dar stric covoarele dacă le aspirăm fiecare zi. Dă cu mopul zilnic, nu știu. Am înțeles. Ridică mobila. Altceva. Cătălin din Brașov ne spune că face trail running, natură, aer curat. A slăbit și 10 kg într-un timp scurt. Asta cred că e pentru mine trail running-ul, dar în București... Deci mă prin parc. Alergatul e cel mai bun, e cardio, antrenează cam toate grupele și într-adevăr slăbește. Dar regulat și să tragi de tine, nu alergi 10 minute și gata. Însă, în orice tonifiere, 70% e dietă și 30% activitatea fizică, ne spune Adina din Cluj și pot să confirm din nefericire că de pomană faci sport dacă mănânci ca mine. Să știi că poți să, adică dacă ești atent la mâncare, poți să renunți la activitatea fizică. Activitatea fizică nu vine decât să te ajute. Activitatea fizică nu are legătură neapărat cu slăbitul, cât e benefică oricare ar fi greutatea ta, adică e pentru oricine. Bună și uite, ne zice Voica din Arad, dau la sapă când e căldura mai mare afară, vă spun eu, nicio sală, nicio saună, nimic nu e mai eficient. Iese apa ca din fântână din fiecare por. Hai să ascultăm și un mesaj audio venit acum câteva momente. Fraților, Dan de la Cluj, m-am căsătorit la 69 de kilograme. Într-un an jumate aveam 89, deci am pus cam 20. Traiul bun și nesimțirea. Și am zis, stai că nu-i prea bine. Mișcare, bicicletă, aproape zilnic. Perioada de iarnă un pic mai greu. Perioada de iarnă, fotbal de două ori pe săptămână. Deci alergat, mișcare, plimbare cu bicicleta. Cred că sunt la 82 de kilograme, 1,80 m. Zi faină, zi cu spor. Ești foarte bine. La fel și Nicu Bârzu, care merge zilnic 30 de kilometri cu bicicleta. Bine, mă, el e, da, zilnic. Joia și duminica joacă fotbal și de vreo 15 ani are aceeași greutate, 77 de kilograme. Bună dimineața, uite, voleiul a fost pentru mine mișcarea preferată și practicată timp de aproape 40 de ani. Am îmbătrânit și m-am mutat la țară, așa că mișcarea din prezent e săpatul, cositul, tot mișcare este. Pe canicul asta e mai dificil, dar mă adaptez, spune Alina. Ah, și mai adaugă, eu dansez zilnic în bucătărie. Uite, mă, Luca, și tu ai putea să faci chestia asta, adică să, când faci mâncarea aia, dacă mai faci, cam să înțeagă doar o mănânci, ai putea să dansezi. Da, e o variantă. Uite, unii fac eforturi ca să facă sport. Ne scrie cineva, nu se semnează. Zice că face o combinație de sală, noci și saună. Stă în Râmnicu Vâlcea și merge la un centru spa din Băile Olănești. Cât faceți, băi, între trei semafoare în București? Cam așa fac eu 18 km din Vâlcea la Olănești, ne spune ascultătorul nostru. Dar uite, vezi, 18 km în fiecare zi, numai ca să poți să faci corect noci, saună
și ceva mișcare. Altcineva ne spune că merge pe jos la muncă și asta înseamnă minimum 11.000 de pași. Deci să știți că de acum înainte puteți să luați și autobuzul două stații, că nu mai e valabil aia cu 10.000 de kilometri. Uite, un mesaj venit de la Radu din Stuttgart. Eu fac 20.000 de pași zilnic, sunt curier. Okay. Și mai alerg între 5 și 20 de kilometri. Laurențiu din Megidia ne spune că face bandă de alergat, sport cât poate, deși are și o dietă, a slăbit 13 kg în aproape 2 luni, a avut 107 la 1,81 m înălțime, acum are 94. Tavi Goga spune așa, salut băieți, activitatea mea zilnică este serviciul, dar după serviciu am o activitate ce îmi place enorm, mănânc mici și beau bere. Marius din Galați spune că a slăbit 8 kg în 4 luni cu gantere și abdomene și a luat și banchetă și face acasă, că e mai comod. Iar altcineva ne spune că muncește în 3 joburi și tot nu reușesc să slăbesc, am aproape 80 de kg la 1,70 m, ești foarte bine și 43 de ani. Eu cred că e vorba de arderi. Am aplicația de pași și fac 28-30 de mii de pași în fiecare zi și tot nu slăbesc, ne spune acest ascultător nemulțumit. Eu aș da orice să mai am 80 de kilograme. Ce să mai... Hai să închem cu un mesaj, uite, nu știu de la cine vine exact. Eu fac 500 de kilometri zilnic cu camionul și nu slăbesc deloc. Și nu înțeleg de ce. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.